Suntem în parcul, curtea și parcul Palatului Episcopal Romano-Catolic, care este o zonă foarte importantă, nu numai pentru oraș, ci pentru întreaga regiune, aș putea să spun acest lucru. Sunt trei clădiri aici, monumente istoric deosebit de importante. Chiar în spatele nostru este Palatul Episcopal, care a fost construit între 1752 și 1777. O clădire superbă în stil baroc, care a fost recent renovată în interior și în exterior. Și una din dorințele domnului episcop a fost ca să spun acest spațiu, vă dați seama, sunt 127 de săli, nu are nevoie de așa, de asemenea spațiu ca pentru birouri și pentru locuința sa. Și una din dorințele sale a fost ca să pună acest spațiu la dispoziție pentru comunitate. De fapt, aceasta a fost și ideea episcopului care a ridicat această clădire în secolul al XVIII, în acea perioadă, Potocici. Adamil a fost un om, mare om de cultură, a avut o bibliotecă cu mai multe mii de exemplare de cărți și și-a dorit un spațiu aici să fie un fel de academie de artă. A avut și o orchestră de cameră care avea ca și dirijor pe Michael Haydn, fratele Joseph Haydn, și dorea practic să organizeze în această clădire diverse cursuri, spectacole de operă. Asta a fost visul lui. Din păcate nu s-a realizat, pentru că atunci când a terminat construcția și putea să înceapă această activitate, Maria Tereza a făcut o vizită la Oradea și l-a mutat în alt loc din Oradea. Dar acest vis al episcopului se realizează ziua de astăzi. Și prin faptul că există o foarte valoroasă expoziție de artă ecleziastică în cadrul palatului și mai sunt și expoziții temporare foarte, foarte frumoase. Și tocmai ieri a fost un vernisaj la care am putut să participăm. Da. Bun, cealaltă clădire despre care vreau să vă spun câteva cuvinte este Bazilica Romano-Catolică. Romano-Catolică care este cea mai mare biserică în stil baroc din țară. A fost construcția clădirii a început ceva mai repede decât cea a palatului, în 1752, și s-a terminat în 1780. Este o biserică care are hramul Fecioarei Maria, Adormirea Maicii Domnului, și de fapt Înălțarea Maicii Domnului, cam aceasta este denumirea mai exactă. Și când o să intrăm înăuntru, o să vedem amploarea și frumusețea acestei biserici. Mă gândesc, afară nu putem să sezizăm așa de bine, dar din interior spațiul acela impresionant și frumos o să putem admira. Fiind aici, în acest loc, aș dori să vă spun două cuvinte și despre această statuie, care este statuia Sfântului Ladislau. El a fost rege al Ungariei și el este considerat, pe bună dreptate, fondatorul orașului Oradea. El a fost cel care inițial a înființat o mănăstire în oraș, iar undeva în jur de anul 1090 a mutat episcopia din Biharia la Oradea și practic atunci a început istoria orașului. A devenit locul centru episcopal și în jurul episcopiei a început să se dezvolte orașul. Această statuie a fost dezvelită în 1892, atunci când s-au sărbătorit 700 de ani de la canonizarea regelui, care a avut loc aici în Oradea, și acest eveniment a fost foarte important pentru că după aceea Oradea a devenit un foarte important centru de pelerinaj. De-a lungul Evului Mediu a fost unul dintre cele mai importante centre de pelerinaj din Europa Centrală. Propun să facem o mică plimbare în parcul palatului. O să vă arăt câteva lucruri foarte interesante și deosebite, spun eu. Este o zonă, iarăși, tot așa, dorința domnului episcop este ca și acest spațiu să fie un spațiu public, ceea ce înseamnă că parcul poate fi vizitat, este deschis zilnic între orele 6 și 22 și este într-adevăr un loc foarte agreat de către orădeni. Multă lume vine aici să-și petreacă timpul liber și dacă doriți să vedeți ceva într-adevăr frumos și deosebit, vă recomand să faceți o vizită la Oradea în aprilie, în primele zile din luna aprilie, pentru atunci acest copac, avem un șir de magnolii aici, în fața palatului, magnolii albe și violet, care oferă o imagine absolut spectaculoasă. Și cu această ocazie, la începutul primăverii, se și plantează mai multe mii de
fire de la Lele aici, în această zonă, deci este foarte, foarte spectaculos și foarte frumos parcul. Dar și în rest, mai ales în perioada când este mai multă vegetație, în perioada primăverii și verii, este, de fapt, putem să spunem, un fel de parc dendrologic, deoarece sunt peste 600 de specii de copaci. Chiar asta a fost și ideea atunci când s-a creat acest parc, la vremea respectivă, cu sute de ani în urmă. Și acum sunt câteva persoane care se ocupă de întreținerea parcului, printre care sunt și destul de mulți voluntari. Acum văd că acest măslin care stă aici a fost acoperit, pentru că iarna nu prea îi preiește. Da. Aceasta este o zonă interesantă a parcului, unde am ajuns acum. Este o... se numește zona plantelor biblice. E vorba despre plante care apar în Biblie și în fiecare sezon se pot vedea cele plante care sunt pentru sezonul respectiv. Pentru că știm că aceste plante, unele sunt mai în primăvară, mai în vară, în toamnă, și atunci se schimbă aceste flori și plante în funcție de care este sezonul, pentru a putea face această conexiune cu ceea ce se apare în Biblie. Deci, după cum vedem, mai avem un pic de vegetație. Aici aceste bănci au fost montate nu de mult acum cu ocazia restaurării parcului. Ceea ce s-a realizat prin fonduri europene, s-a reușit să se câștige un proiect pentru acest parc. Chiar domnul episcop a invitat un peisagist din Franța cu mai mulți ani de studii și cu pregătire și vechime în astfel de proiecte, care a lucrat aici vreo 2 ani de zile, cot la cot cu muncitorii, pentru ca să vedem ceea ce vedem acum. Un parc frumos, aerisit, era mult mai multă vegetație, nu prea era ordine. Acum aleile au fost puse frumos la punct și, după cum v-am spus, este o zonă care oferă un spațiu foarte plăcut pentru relaxare și pentru deconectare. Vine aici de multe ori părinții cu copiii, se pot juca în parc și, într-adevăr, vedem acolo este o zonă cu locuri de joacă făcute din lemn, pentru ca să fie în concordanță cu atmosfera, să fie acest nature friendly, ca să spun așa. Da. Bun, am ajuns în zona din spatea palatului, ca să putem vedea și această parte. Parcul se continuă. Și este o zonă aici unde și mie place să vin, pentru că sunt trandafiri și trandafiri de aici mai au și aroma și miros, care, după cum știm de foarte mult, o trandafiri care cumpărăm la florării nu mai au miros. De aici există câțiva care, și îmi place să vin și să savurez aceste mirosuri care sunt atât de plăcute. Aici este unul dintre cei mai tineri copaci ai parcului, un sequoia gigantica, care a fost plantat cu câțiva ani în urmă. Încă nu este prea gigantica, dar este sequoia. Mai sunt câteva astfel de exemplare într-o zonă care nu mai aparține parcului, cândva a fost a parcului, acum este o curte a școlii care se pot vedea acolo în fundal. Dar a fost plantat pentru generații următoare. Să fim optimiști și să sperăm că va fi admirat de către mulți turiști de-a lungul secolelor, pentru că acești copaci trăiesc secole de-a binelea. Bun, după cum v-am spus, suntem în această zonă care este iarăși foarte frumos amenajată. Deși e sfârșit de noiembrie, încă sunt copaci care mai au vegetație, mai au frunze, așa că putem să simțim un pic acest feeling de natură frumoasă și care merită admirată. Vom intra acum în Bazilica Romano-Catolică, această biserică foarte grandioasă, ca să vedem un pic cum arată interior, decorațiunile interioare, și o să povestesc puțin și despre orga care acum este în ultima fază de restaurare. Intrăm pe intrarea aceasta laterală, deoarece în timpul zilei doar aceasta este folosită.
Cea principală este deschisă atunci când sunt slujbele și astăzi slujba va fi mai încolo, spre seară. Da, este, nu este prea multă lumină, dar o să ne obișnim. Trebuie câteva minute. Așa cum vă spuneam, este, are hramul Fecioarei Maria, biserica, ceea ce pictura principală a altarului reprezintă această înălțare a Fecioarei Mariei, Fecioarei Maria la cer. Și cea mai importantă parte a bisericii în ceea ce privește aspectul decorativ și aspectul artistic este fresca din cupolă, care este dedicată lui Iisus Hristos, și aceasta este o frescă din 1780, atunci când biserica a fost sfințită. Celelalte picturi ale bisericii sunt mult mai târzii, au fost executate în jurul de 1890 și există și o diferență de stil între cele între cupolă și celelalte picturi. O parte foarte importantă și foarte valoroasă a bisericii este orga. Este o foarte frumoasă orgă în stil baroc. Aceasta a fost o donație a Mariei Tereza pentru biserică și pentru episcopie atunci când a avut loc sfințirea bisericii în 1780. Și o veste foarte bună este faptul că în urmă cu câteva luni a avut loc un proces îndelungat de restaurare a orgii și acum există ultima fază de montare, remontare a pieselor la locul lor. Este o veste foarte bună deoarece a avut mare nevoie orga de această lucrare de restaurare și s-a reușit prin cadrul unui proiect european, un proiect depus de către Consiliul Județean, s-a reușit să se pună la o parte 200.000 de euro pentru acest proiect. Suntem chiar zilele acestea să termină restaurarea și așteptăm cu mare nerăbdare concertul care va inaugura acest instrument, care va suna iarăși așa cum a sunat atunci când a fost prima dată montată aici. În cadrul acestei biserici monumentale avem cu trei nave, suntem aici în nava principală, celelalte două nave laterale sunt, bineînțeles, aceste, ca în oricare biserică de proporție, de asemenea proporție, sunt aceste altare lateralice, care cele mai multe picturi din care aparțin acestor altare au fost executate în acea perioadă când s-a terminat și biserica, în jur de 1780-84, când acea perioadă au fost executate aceste picturi. Iar în ceea ce privește pictura tavanului, sunt scene din viața Fecioarei Maria, deoarece, cum am spus, este o biserică care are hramul Fecioarei Maria. De fapt, atunci când a fost, s-a născut ideea și dorința acestei biserici, episcopul de la data respectivă a fost un admirator, ca să spun așa, al bisericii Ilgezu din Roma și acea biserică a stat ca și model pentru această biserică. Aceea este mai mare, dar pentru noi este într-adevăr o construcție și o, nu doar o construcție ecleziastică, este o moștenire a acestui loc și merită să o cunoaștem și să o vizităm.
poftim. Acesta este un altar din 1892. Este o marmură din Italia, de Carrara, parcă, dacă bine țin minte. Inițial a fost un altar în stil baroc, care nu știu exact de ce a fost înlocuit în 1892. Da.